Și golful e un sport periculos, mai ales când ești fostul președinte al Americii. Trump a fost din nou ținta unui asasinat. Este bine acum, l-au salvat serviciile secrete. Din nou. Noaptea trecută, Trump a fost evacuat de urgență de pe terenul lui de golf din Florida și a fost dus la casa din Mar-a-Lago după ce agenții serviciului secret au văzut o persoană care se pregătea să tragă în candidatul de la Casa Albă. Serviciile secrete au tras mai multe focuri către bărbatul înarmat, dar acesta a fugit de la locul faptei. L-au prins mai târziu pe autostradă, nu mai avea arma asupra lui, pentru că a lăsat-o în tufișurile de lângă terenul de golf în care s-a ascuns, loc în care a mai fost găsită și o cameră video. Poliția spune că atacatorul este Ryan Roof, un antreprenor din Hawaii care l-a votat pe Trump în 2016 și care l-a criticat în mai multe postări pe X în ultimul timp. Ryan este și un susținător înfocat al Ucrainei și al Taiwanului. FBI a preluat investigația tentativei de asasinat, iar șeful serviciilor secrete, Ronald Rowe, a plecat și el spre Florida. Dar ei nu sunt singurii care s-au pus pe investigat. Guvernatorul Floridei și fostul contracandidat al lui Trump, Ron DeSantis, a anunțat că statul Florida pornește propria investigație ca să afle ce s-a întâmplat exact pe terenul de golf. De ce s-a întâmplat? S-a întâmplat că, uite, Trump mai punctează un pic emoțional în fața americanilor după ce aproape că a ieșit erou din acel prim asasinat, știi? Deși era să iasă cam într-o ureche, a ieșit un pic. Da, hai că acum, lăsând gluma la o parte, Nemo, știm foarte bine ce s-a întâmplat, cel puțin din analize. Am văzut aici atitudinea lui Trump și cum s-a ridicat el după această tragedie cu America în picioare și așa mai departe. Însă este un personaj atât de controversat, atât de îndoielnic, încât chiar dacă această tentativă de asasinat este adevărată, te gândești că a fost o scenare. Și de cealaltă parte, dacă te gândești că această secvență, dacă e să o numesc așa, a fost o scenare, e foarte probabil să fi fost adevărată. De fapt, nu ai de unde știi. Pentru că, știm prea bine, Donald Trump este un mincinos și nu o zic eu, Tamara, o zic analiștii care i-au auzit discursurile. Dacă te uiți pe fact checks, din tot ce a spus el în ultimele discursuri, nu mai zic de cel al Kamala Harris, chiar și în cel cu Joe Biden, câte minciuni au fost aruncate. Și atunci, dacă tu minți despre niște lucruri care le pot pune viața în pericol americanilor, le poate pune în pericol, nu ai de ce să nu-ți pui la îndoială un asemenea fapt. Mai ales că nu este pentru prima dată și, apropo, a mai rămas cât? 50 de zile până la marile alegeri din America. O să vedem dacă partea asta, știi, mi se pare că se joacă foarte mult pe partea emoțională. Orice campanie în general, politicienii fac apel foarte mult la partea emoțională a publicului, da? În general, reclamele, că tot erai tu supărată pe reclame înainte, da? Fac apel la partea emoțională din noi. Nu judecăm foarte mult cu mintea, știi? Nu punem foarte mult preț pe partea rațională cât pe partea emoțională. Ei, publicul așa votează, da? Mare parte din publicul și la noi se întâmplă, dar și cam peste tot. Asta e politica. Să faci apel la partea emoțională din votant, știi? Dacă el crede că impresionează, fie că e o scenare, bravo lui dacă e o scenare. Acum, nu e frumos să minți. Nu e frumos să minți. Dar dacă americanii îl votează datorită unor astfel de scenari, că e scenare sau nu e, vom vedea după investigațiile americanilor, da? Bravo lui. De ce? Kamala Harris nu face... Kamala Harris nu face... în halul ăsta. Eu ca american, eu ca româncă, eu ca cetățean al lumii. Eu m-aș simți mințit și de Kamala Harris, scuză-mă. Bun, atunci lăsăm minciunile lor la o parte. Păi nu, dar nu vii cu pisicuțe în brațe să mă impresionezi pe acolo, să nu știu ce. Spune ceva despre America, da? Dacă vrei să vii cu promisiuni adevărate, dar ca și politicienii noștri, da? Nu vii cu niște chestii emoționale așa să le arunci în față. Vino cu proiecte, ăla mă conving. Sau vino tu cu întrebări. Vino cu întrebări.